Puterea subconștientului de Joseph Murphy. Capitolul 12. Somnul, sabatul. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pace și îți vor vorbi la deșteptare. Proverbe 6:22. În somn suntem uniți cu Tatăl în fiecare noapte, devenim una cu străvechiul zilelor. Înainte să adoarmă, cei care studiază misterele trebuie să învețe să privească sclipitoarea lumină albă ce strălucește mereu pe marele tron alb, care este locul secret al celui mai înalt sau sfințenia sfințeniei din noi. Ne putem imagina că vedem această lumină albă, iar aceasta ne va liniști complet mintea. Nimic nu poate să apară pe acest ecran alb fără permisiunea noastră. Acum suntem primii în mare. Nimeni nu poate intra în această mare de liniște în afară de eu sunt al nostru, care este la persoana întâi și la prezent. Până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Ioan 5:7. Cele ce se coboară înaintea noastră sunt gândurile noastre leneșe, precum teama, îndoiala, disperarea, autocâmpătimirea și stări similare. Dacă alungăm aceste spirite sau stări malefice, Iisus, propriul nostru eu sunt, ne va vorbi încet și va spune: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Apoi urmează vindecarea. Meditând la adevărurile eterne și la gloria interioară și la frumusețile zeității, simțim o mișcare în noi, care este lumina divină și care este vizibilă ca o lumină galben-aurie. Cuvintele nu pot mereu defini și formula lucrurile din spatele vâlului. Există, desigur, numeroase experiențe mistice pe care nu le putem exprima cu ajutorul cuvintelor. Extazul binecuvântării divine, cel al iubirii și al fericirii. Meditația este acea comuniune interioară care funcționează în sufletele noastre ca un hoț noaptea petăcute. Această stare nu poate fi exprimată în cuvinte sau limbaj, întrucât este dincolo de orice formulare în simbolistica unor cuvinte. Să intri în tăcere este o intercomuniune cu sinele sau Hristosul din interior. Aceasta este cea mai apropiată abordare a invizibilului. Mulți oameni buni consideră că somnul este menit pentru odihna corpului, inerția minții și a corpului. Se crede că are loc un proces de refacere, ce are ca rezultat un sentiment de bine datorat refacerii energiei fizice. Motivul pentru care ne culcăm nu este altul decât acela de a ne dezvolta spiritual, de aceea este extrem de important să evităm toate stările de disensiune înainte să adormim. Divinitatea care ne conturează toate țelurile este atotștiitoare și a aranjat în așa fel încât să ne simțim forțați să ne retragem din lumea zgomotului care nu ne poate duce spre realizări spirituale. Suntem ghidați divin în somn. În somn ni se oferă răspunsul la multe probleme, formule, procedee pline de imaginație, poezii, conținutul care să umple multe volume ni se oferă în această stare de vis. Conținutul multor capitole din manualele de chimie și din laboratoarele de inginerie ale lumii a apărut întâi în vis, ca un răspuns la căutările visătorului. Somnul, prin urmare, nu înseamnă odihnă pentru corpul fizic în sensul de inactivitate mentală sau de altă natură. Din contră, somnul ne protejează de confuzie, de haosul și distrugerile lumii obiective a simțurilor. Pavel a spus: mor în fiecare zi. Somnul este similar morții, singura diferență fiind că în așa numitul somn al morții dormim puțin mai mult. Nu există absență în prezența unică, prin urmare nu putem ieși din noi înșine și toate experiențele au loc în conștiința noastră. Să presupunem, de exemplu, că vrei să inventezi sau să descoperi ceva și că nu ai un precedent după care să te ghidezi, nicio referință din vreun manual. Poate că ai o idee vagă a ceea ce vrei să inventezi sau să descoperi și asta este tot. Tehnica este simplă.
Învață tot ce poți despre subiect în mod obiectiv. Și apoi, într-o stare pasivă, reflectează la imaginea mentală a ceea ce vrei să inventezi. Transmite apoi imaginea mentală minții tale subconștientă și culcă-te. Atunci când te trezești, ai grijă să urmezi indiciile pe care le primești. Uneori ai sentimentul lăuntric că soluția se află într-o anumită direcție sau într-un anumit tip de fapte. Vei descoperi că, de multe ori, întreaga formulă sau soluție îți apare în vis. În astfel de cazuri, este înțelept să ai lângă tine un creion atunci când te culci, întrucât dacă te trezești, vei vrea să-ți notezi impresiile care ți-au apărut în vis. Unii spun că ei nu visează niciodată. Cu toții visăm, iar dacă nu îți amintești visele, pur și simplu sugerează-i subconștientului tău înainte să adormi două cuvinte. Amintește-ți. Subconștientul va ști că vrei să îți amintești și îți va urma cu atenție instrucțiunile. După cum știm cu toții, subconștientul nu doarme niciodată. Dacă e scriitor, profesor, doctor, casnică sau stenograf, poți folosi acest mare adevăr în avantajul tău noapte de noapte. Dă-i subconștientului tău imaginea mentală potrivită pentru a lucra asupra ei în fiecare noapte, știind că îți va reproduce cerința exact după cum ai cerut. Cartea afacerii spune că Dumnezeu s-a odihnit în cea de-a șaptea zi. Unii oameni de bună credință citesc Biblia ad literam, părând să creadă că Dumnezeu a fost obosit și că a avut nevoie de odihnă după 6 zile de muncă. O asemenea concepție este desigur de negândit și absurdă. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse, Geneza 2:3. Acest citat nu are nimic de a face cu odihna fizică. Sabatul poate să fie orice oră sau moment al zilei sau al nopții. El se referă la suprema satisfacție ce urmează rugăciunii, o cunoaștere interioară a faptului că lucrurile pentru care te-ai rugat sunt un fapt stabilit în conștiința ta și că precum înăuntru, la fel și afară. Prin urmare, în calm și în pace, aștepți dovezile exterioare ale experienței interioare. Avem 2 urechi, 2 nări, 2 ochi și 1 singură gură. Prin acestea, după cum spune Platon, cele muritoare își au intrarea, cele nemuritoare ieșirea. Toată mâncarea pe care o mâncăm este consumată de țesuturi, oase și mușchi. Într-un final, corpul se dezintegrează și revine la elementele componente. Dar în tăcere, în comuniune cu Dumnezeu, atunci când cele 7 facultăți sunt liniștite, vocea abia auzită a Dumnezeului nemuritor vorbește prin buze. Ar putea fi vocea intuiției, vocea ce are în vibrația ei vindecare, sau ar putea fi sentimentul quadridimensional că s-a înfăptuit. Aceasta este odihna sau sabatul Domnului. Templul care nu este făcut cu mâinile. Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram, fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unui tată din Tir care lucra în Aramă. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de știință, în săvârșirea oricărei lucrări de Aramă. El a venit la împăratul Solomon și a făcut toate lucrările. Împărați 7:13-14. În centrul fiecăruia dintre noi arde mereu flacăra eternă a lui Dumnezeu. Acest centru este cel mai sfânt dintre cele sfinte, locul în care se află cel absolut. Clădirile adiacente templului regelui Solomon sunt mediul nostru înconjurător. Viața de familie, tovărășia, prietenii. De fapt, fiecare comportament al vieții, fie el legat de afaceri sau social. În niciunul dintre aceste domenii nu trebuie să existe vreo pată. Puritatea scopului, integritatea acțiunii, stăpânirea gândului și a emoției proprii, virtutea generică,
Toate acestea sunt baza fundamentală pentru ridicarea templului, care nu este făcut cu mâinile. Aceasta este participarea și eliberarea noastră. Putem astfel să căpătăm acces la cel mai sfânt dintre cele sfinte? Acest lucru este realizat urmând sfatul profeților din vechime. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Filipeni 4:8. Cu alte cuvinte, trebuie să exersăm prezența lui Dumnezeu peste tot și în toate momentele. Exersarea prezenței lui Dumnezeu simbolizează vastele comori de aur și pietre prețioase necesare în construirea templului lui Solomon, care ești tu. Adevărul ființării este că întreaga lume și toate lucrurile conținute în ea sunt expresia de sine a lui Dumnezeu. Noi, neînțelegând acest cel mai mare dintre adevăruri, ne putem forma convingeri false despre adevăr. Vedem limitări de toate felurile în jurul nostru. Ne simțim separați de Dumnezeu și nevoiți să ne bazăm pe propriile eforturi. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu face toate lucrurile prin noi. Dacă alți oameni par să se poarte rău, în măsura în care putem noi gândi și simți că Dumnezeu lucrează prin ei, se va schimba oare comportamentul lor? Însă de ce am reflectat la asta și am mărit efectele aparente ale altora? Fiecare om are calități dumnezeiești dacă îl privim cu atenție. Caută și vei găsi. Dacă ești în căutarea binelui, îl vei găsi. Pentru propria ta liniște sufletească și fericire, dacă nu într-un scop mai înalt, ar trebui să faci un efort pentru a căuta calitățile bune ale altora. Ni se spune că atunci când Tales a fost întrebat care este cel mai greu lucru de făcut și care este cel mai simplu, ar fi răspuns: cel mai greu lucru de făcut este să înveți să te cunoști. Cel mai ușor, să găsești greșeli în ceea ce fac alții. Dacă ești în orice moment dăruit cu harul lui Dumnezeu de a vindeca, dă-ți seama că Dumnezeu vindecă această persoană prin tine. Aceasta înseamnă să construiești templul lui Dumnezeu, întrucât tu, cititorul, ești templul zeului viu. A așezat stâlpii în pridvorul templului. A așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin. Apoi a așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Boaz. Împărați 7:21. Iachin este personalitatea infinită sau prezența lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. El este personal pentru fiecare dintre noi. Celălalt stâlp al legii este legea cauzei și a efectului, cu legi, ceea ce semeni, care este impersonală, poate fi numită și iubire. Acestea două formează intrarea în templul regelui Solomon, unde se află locul secret al celui mai înalt din fiecare dintre noi. Dumnezeu sălășluiește în tăcere. Adevărul este transmis în tăcere. Adevărul este locuit în tăcere. Hiram, care construiește templul, este bărbatul care acum este conștient de faptul că propria conștiință este Dumnezeu. Era așezată pe 12 boi, din care 3 întorși spre miază noapte, 3 întorși spre apus, 3 întorși spre miază zi și 3 întorși spre răsărit. Marea era deasupra lor și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru. Împărați 7:25. Boii sunt tauri castrați, ceea ce înseamnă pur și simplu că înainte să putem termina templul și să ne trezim din iluzia suferinței, a răului și a haosului către realitatea iubirii, compasiunii și înțelepciunii, trebuie să ne disciplinim
să ne disciplinăm facultățile. Altfel, precum taurul, vom alerga sălbatici, iar simțurile noastre ne vor deveni stăpân, nu servitor. Unii oameni trăiesc pentru a mânca, a bea și pentru a-și satisface apetitul și toate patimile. O asemenea persoană este în Biblie șarpele care se târăște pe burtă mâncând pământ. Prin urmare, caută valorile permanente în care se găsește singura realitate a unui plan divin. Cei trei boi întorși spre miază noapte sunt Andrei, Petru și Iacob, care simbolizează percepția, auzul și judecata dreaptă. Cei trei întorși spre apus sunt Ioan, Filip și Bartolomeu, simbolizând iubirea, emoția și imaginația disciplinată. Cei trei întorși spre miază zi sunt Toma, Matei și Iacob, ceea ce denotă întoarcerea atenției de la condițiile negative și acceptarea dorințelor și a capacității de a străpunge vălul. Cei trei care privesc spre est sunt Iuda Tadeul, Simon din Cana și Iuda Iscarioteanul, care ne înfățișează pe noi în rugăciune, în cadrul căreia ne întoarcem spre interior și cântăm cântecul triumfului cu slava lui Dumnezeu mereu pe buzele noastre. Stăruim într-un ospăț mistic al bucuriei, păcii și fericirii și apoi ne odihnim. Restul este Iuda, sau detașarea completă de tot ceea ce ne-ar putea nega binele pentru noi sau pentru un altul. Atunci când îl vom disciplina în sfârșit pe Iuda sau calitatea de a muri în fiecare zi, față de toate credințele false, nu va mai fi necesar să ne disciplinăm celelalte capacități, întrucât Iuda este cel mai mare dintre toți apostolii, atunci când este disciplinat. Înseamnă că noi murim față de orice în afară de puterea lui Dumnezeu și pur și simplu trăim în prezența lui Dumnezeu tot timpul. Asta înseamnă să-l stăpânim pe Iuda. Atunci îl dezvăluim într-adevăr pe Iisus, Mântuitorul nostru. Prin urmare, Iuda trebuie să îl trădeze și să îl dezvăluie pe Iisus, care este propria noastră conștiință, Mântuitorul nostru. Acum atingem realitatea din adâncul nostru, însușindu-ne o nouă stare de conștiință și murim față de toate fostele noastre concepte privitoare la noi înșine. Am intrat cu Hristos în starea de conștiință plină de iubire sau în hrana universală numită subiectivitate, sau starea de odihnă zâmbitoare a lui Dumnezeu. Iisus îl hrănește pe Iuda. Iuda își însușește bucata de pâine primită. Înainte de aceasta, Iuda era mereu considerat sărac. Acum, Iisus l-a hrănit cu cunoașterea Mântuitorului, iar starea de Iuda s-a schimbat în starea de Iisus, starea noastră ideală. Și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru, Împărați 7:25. Aceasta înseamnă că în rugăciune ne retragem facultățile din lumea simțurilor și ne întoarcem lăuntric spre realitate, spre cel unic, cel frumos și cel bun. Cu alte cuvinte, negăm ceea ce vedem în lumea sunetelor și ne întoarcem la tăcere. Dumnezeu sălășluiește în tăcere. Legenda masonică afirmă că trei tâlhari l-au ucis pe Hiram înainte ca templul să fie ridicat. Cei trei tâlhari sunt ignoranța noastră față de adevăr, aderarea noastră la credințele larg răspândite, superstițiile și temerile noastre. Cei trei tâlhari sunt în noi toți și ucid mereu principiul lui Hristos. Cel care studiază adevărul și misticul își dau seama, desigur, că aceasta înseamnă că trecem prin trei grade sau trepte de fiecare dată când murim față de o convingere veche. Aceste trei grade sunt: primul, recunoașterea că Hiram este izvorul cauzalității; al doilea, noul ideal sau dorința purificată;
Al treilea, sentimentul sau convingerea de a fi acum persoana care ne dorim să fim. Aceasta este singura răstignire, schimbarea conștiinței care există. Povestea răstignirii este o dramă mistică și văzută prin ochii misticului este una dintre cele mai frumoase povești spuse vreodată. Pentru cel care studiază adevărul, ar trebui ca Vinerea Mare să fie în fiecare zi. Vinerea Mare este în prezent dedicată de bisericele creștine mâhnirii și tristeții. Atunci când îi vom înțelege adevăratul înțeles, ar trebui să fie și va fi o zi de bucurie, sărbătorire și veselire. Motivul este perfect evident. Binele ne aduce bucurie. Acum am spus adevărul. Nici romanii, nici evreii nu l-au ucis pe Iisus Mântuitorul. Cum ar fi putut să o facă? El este mereu cu noi. El este Mântuitorul și mântuirea noastră. El sălășluiește în inima fiecăruia dintre noi. Mântuitorul nostru este ucis doar de noi atunci când în conștiință nu recunoaștem și nu susținem credința în realizarea dorințelor lui. Mântuitorul este propria noastră conștiință. Aceasta nu s-a născut niciodată și nu va muri niciodată. Pe măsură ce ne schimbăm conștiința, murim față de vechea noastră stare și ne naștem într-o stare nouă. Principiul lui Hristos din noi nu moare niciodată. Prin urmare, de ce să plângem după el? Iisus are multe înțelesuri. Înseamnă a mântui, dar înseamnă și dorință. Iisus înseamnă și conștiința noastră. Eliberatorul, emancipatorul, sinele eliberat. Pentru ca noi să ne îndeplinim dorința, acesta trebuie să moară sau să fie adus într-o stare de liniștire. Îl liniștim în acest fel, intrând în starea de acceptare a dorinței noastre. Trebuie să contemplăm bucuria ce ar fi a noastră dacă am avea idealul nostru acum și să o simțim până devine un sabat al Domnului. Acum avem cunoașterea interioară ce spune tuturor celor care se roagă corect că s-a înfăptuit. Nu căutăm ceea ce avem convingerea. Nu trebuie să existe un hiatus în credința noastră susținută. Apoi urmează odihna. Starea noastră anterioară este ucisă și un nou Iisus, starea de conștiință mântuitoare, este reînviat. Eu sunt învierea și viața. Acesta este adevăratul înțeles al poveștii învierii din Scriptură. A venit momentul ca toți creștinii să dezvăluie lumii adevărata față a lui Iisus. Dacă facem asta, toți vor dori să se inspire din imaginea glorioasă a adevăratului Iisus, care l-a înfățișat pe Hristos ca starea miruită a conștiinței. Vom deveni asemenea lui Iisus Hristosul, cel mai bun om care a umblat vreodată pe pământ. Omul demn și nobil care a iubit omenirea, care a avut compasiune pentru cei mulți și care i-a hrănit. Omul ideal care a pășit pe apă, care și-a înălțat trupul la ceruri și care a spus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Slava lui Dumnezeu va fi mereu pe buzele noastre. Iisus a spus mereu: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. El a purtat roba fără de cusături a conștiinței. A fost omul care putea să recitească gândurile altora și care a putut să îi ierte și să îi vindece. A fost omul care nu a condamnat niciodată pe nimeni, ci a spus: Iartă până de 70 de ori câte 7. Omul care i-a spus tâlharului: în această zi vei fi cu mine în paradis. Omul care nu a știut nimic despre legile gravitației și ale mișcării, dar care putea să fie unde își dorea după voie. Omul care putea să treacă prin gaură de ac și care a putut să reînvie. Omul care putea să treacă prin uși, geamuri sau ferestre ferecate. Omul care s-a trezit din visul de a fi om și care a urcat la nori spre slava care a fost a lui înainte să existe lumea, în starea de eu sunt. Prin urmare, înțelesul mistic
final al răstignirii lui Isus este pur și simplu transformarea psihologică și transmutarea la nivel de conștiință în care fiecare dintre noi se trezește la dumnezeirea noastră. Aici și acum, fără să mai ceară lumină, ci realizând că eu sunt lumina lumii. Devenim apoi strălucirea luminii fără de limită, iar ochii noștri sunt acum ochii lui Dumnezeu. Iertarea lui este acum iertarea celui absolut, celui unic și iubirea absolută a întregii omeniri, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Atunci când în cărțile noastre, la amvon și în clase dramatizăm Biblia, adevărata poveste a lui Iisus Hristos, începem să schimbăm conștiința națiunii și a lumii. Devenim în mod conștient strălucirea lui Dumnezeu, dizolvând barierele dintre oameni. Trebuie acum să înfățișăm adevărata imagine a lui Iisus Hristos și nu imaginea hidoasă înfățișată de 2000 de ani a unui om suferind, sângerând pe cruce, cu o coroană de spin. Nu este de mirare că niciun băiat nu-și dorește să devină Iisus Hristos victima. Nu, ar prefera să devină soldat sau aviator sau creator de bombe atomice, astfel încât să își poată distruge aparentul inamic. Știința fără conștiința lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, înseamnă distrugerea omenirii. Dacă înfățișăm adevărata imagine, fiecare băiat și fată își vor dori să devină Iisus, victoriosul. El sau ea își vor dori să imite idealul perfect. Acum am creat un model al perfecțiunii care este bun și frumos. Tiparul de bază al lumii este frumusețea, iar detaliile sunt suspendate din universal ca trandafirii ce atârnă de tulpină. Este datoria noastră a tuturor să îl lăsăm pe Hiram să construiască templul. Aceasta reprezintă o stare de emancipare spirituală, intelectuală și lumească. Trebuie să încetăm să mai sacrificăm frumosul pentru ceea ce considerăm a fi bogățiile lumii. Să începem acum să schimbăm superstiția și discordia într-un lingou de aur spiritual. Meditând la aceste mari adevăruri, cu siguranță vom construi templul lui Solomon aici și acum, adică în mintea, corpul și afacerile noastre. Am căutat cuvântul pierdut, neștiind, nedându-ne seama că îl vom descoperi în propria noastră iesle, înconjurat de animale și marcat de o stea strălucitoare sau de un tufiș în flăcări. Această stea strălucitoare este soarele sau propria noastră conștiință spirituală numită Eu Sunt. Eu Sunt reprezintă cuvântul pierdut, acum că l-am găsit. Îi putem vindeca pe orbi, pe cei bolnavi și îi putem ridica pe morți din morminte. Templul finalizat. Scriptura spune, Hiram din Tir era fiul unei văduve. Aceasta înseamnă cineva uns cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cineva care are cunoașterea sau înțelegerea pentru a aplica principiile universale. Hiram Aba înseamnă tatăl nostru Hiram. Hiram înseamnă de fapt eu sunt sau conștiința noastră, care este tată la toate. Totul din lumea noastră este o imagine exterioară a unei stări de conștiință din noi. Atunci când ne schimbăm conștiința, imaginea exterioară trebuie să se schimbe și ea. A fost nevoie de 7 ani pentru a duce templul la bun sfârșit. Aceasta înseamnă că trebuie să murim în fiecare zi pentru a prezenta preceptele și pentru a continua să ne extindem mereu conștiința. Fiecare gând de negare trebuie să moară în noi și trebuie să trăim doar în adevărul lui Hristos sau înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea de a reuși este latentă în fiecare. Există o odihnă după fiecare proces creativ. La acesta se face referire prin cei 7 ani și pe măsură ce continuăm să creăm și să generăm valori mai mărețe în viață, trecem din slavă în slavă.
Nici ciocan, nici secure, nici o unaltă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Împărați 6:7, creăm doar în liniște. Trebuie să învățăm modul de a trăi fără efort. Dacă ne acceptăm toate dorințele în conștiință, simțind efectiv realitatea dorinței împlinite, manifestarea obiectivă a fiecărei dorințe va apărea pe ecranul spațiului fără ca noi să ne gândim la moduri și mijloace pentru a face asta. Principiile universale pun mereu în mișcare metodele de realizare a dorințelor. Pe măsură ce continuăm să ne condiționăm, respingând zi de zi toate falsele credințe larg răspândite, precum nevoia de a munci pentru a trăi, va veni un moment când doar vom gândi, iar gândul ni se va realiza în fața ochilor. Vom obține astfel hrană, casă, adevărate castele în văzduh, bani și toate lucrurile tangibile și concrete. Această lume ar trebui să fie terenul nostru de joacă, dar o școală de învățare în care să pictăm slava lui Dumnezeu în statui, în piatră, pe pânză, în carne, în vorbe, în scris, în muzică. Prima noastră adevărată lucrare aici este să medităm la misterele vieții. Acestea sunt valorile nepieritoare. În măsura în care înțelegem viața, în acea măsură poate fi universul locul de joacă în care să ne bucurăm cu adevărat de viață. Suntem meniți să fim fericiți. Cu toții își doresc pacea și fericirea perfectă. Nu putem spera la mai mult de atât, nici nu trebuie să ne rugăm pentru mai puțin de atât. Fericirea noastră depinde de noi înșine, nu de alții. Trebuie să învățăm să condiționăm vremea după voia noastră și să avem parte de orice anotimp al anului în orice moment. Toate aceste lucruri trebuie făcute fără sunet de ciocan sau voce de zidar. Templul regelui Solomon înseamnă că fiecare dintre noi este rege de drept. Solomon este conștiința Tatălui, Fiul și Sfântul Duh. Conștiința, ideea și sentimentul de a fi împlinirea acelei idei. Prin urmare, fiecare dintre noi este rege sau stăpânul ideilor, sentimentelor și acțiunilor proprii. Și putem construi casa cea nefăcută cu mâinile, doar în tăcere, mereu racordați la infinit. Trei bărbați supraveghează construirea templului. Ei sunt Solomon, Dumnezeu sau conștiința, Hiram din Tir, mintea conștientă, ideile și conceptele dumnezeiești, și Hiram Abba, mintea subconștientă. Nu există niciun mister în legătură cu toate acestea. Cel mai simplu mod de a le explica este acesta. Tatăl este conștiința necondiționată care generează sămânța sau ideea, natura noastră simțitoare sau atitudinea receptivă a minții, care primește ideea prin intermediul simțirii. Ceea ce este imprimat trebuie exprimat. Miile de muncitori angajați la construirea templului sunt ideile, stările, credințele și opiniile noastre despre oameni și lucruri. Stăpânii peste lucrători sunt stările noastre predominante în care persistăm. Stările sunt creatoare. În consecință, trebuie să ne supraveghem stările cu înțelepciune, întrucât ne pot deveni dușmani în propria casă. Fiecare dintre noi este reflecția stării pe care o încurajăm. Întreaga mișcare a cosmosului este spre adevăr. Este creatorul care se mișcă prin spațiu, dramatizându-se de dragul bucuriei exprimării de sine. Fiecare dintre noi este acea ființă, dar noi nu credem lucrul acesta. Locul nostru sfânt este mintea noastră conștientă, acolo unde contemplăm ideile, iar cel mai sfânt dintre cele sfinte este mintea noastră subconștientă sau subiectivă. Prin natura noastră simțitoare ne consacrăm lui Dumnezeu. Trebuie să umblăm pe pământ în tăcere, contemplând adevărurile eterne. Atunci pășim pe apă. În acel moment, toți cei care ne văd se vor gândi la Dumnezeu și vor fi binecuvântați, pentru că i-au simțit prezența. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov.
Cedrii din Liban sunt folosiți în construirea templului Dumnezeului viu. Aceștia reprezintă înțelepciunea și înțelegerea și bogăția. Cedrii sunt crucea lui Hristos. Bârna perpendiculară este eu sunt sau conștiința. Credința noastră psihologică definitivă este bârna orizontală. Nu există altă cruce. Nu a mai fost și nici nu va mai fi. Crucea este Dumnezeu concepându-se a fi om. Pentru binele nostru, să murim acum pe cruce și să lăsăm sulița să ne intre în coaste. Și vom renaște ca ființe noi. Vom deveni iluminați și transformați din starea de Iisus în planul de Hristos al Dumnezeirii. Din coaste i-au ieșit sânge și apă. Sânge și apă nu ies dintr-un mort. Acesta este un mare adevăr și trebuie interpretat mistic și în niciun alt fel. Sângele și apa curg la naștere prin urmare. Simbolizează nașterea conștiinței lui Hristos. Pe măsură ce această conștientizare se extinde, spunem binecuvântat fie numele Domnului. Binecuvântați fie îngerii lui. Îngerii și sfinții sunt ideile divine care iradiază din noi. Aura. Ei sunt aura subtilă a iubirii față de toți oamenii, extensia noastră ca centri de operare ai conștiinței. Ne dăm seama că suntem cu toții sfinți sau sacri pentru că suntem canalele prin care cel sfânt al lui Israel umblă și vorbește. De asemenea, spunem cu voce tare, binecuvântat fie numele Mariei, Fecioară și Mamă. Acum am purificat-o pe Maria sau subiectivul prin rugăciune adevărată și am împrăștiat toate credințele și superstițiile false. Acum îl scoatem pe cel binecuvântat, Fiul iubit al lui Dumnezeu, conștiința lui Hristos. Lumea noastră este paradisul și noi sălășluim în el. În concluzie, să contemplăm acest adevăr profund. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ioan 3:2.